We are ZF. Am împărțit o bursă doctorală la Napoli cu Relu Gheorghiu, cu prietenul meu. Și acolo am dat de o profesoară care a predat la Berkeley și la Stanford, l-a cunoscut pe Christopher Alexander și care a fost șefa brigăzii anticorupție la Manipulite în Napoli și avea un topolino și în față girofar și în spate girofar al farul meu. Așa ne plimbam prin oraș. Și mi-a zis, bă, Radu, uite-te aici. Eu am un dulap unde sunt lucrările de licență, de dizertație și doctorale de la Berkeley. Și acolo zice, ce este în aceste reviste se va întâmpla în Italia peste 20-30 de ani și peste 40-50 de ani în România. Și de acolo a fost toată forța mea, experimentele pe care le-am făcut la facultate și toată filozofia mea când am fost arhitect șef și cu oarecare mândrie spun că acum se lucrează după aceleași principii sau se încearcă să se lucreze. Acum vreo 7-8 ani, nepotul meu s-a săturat de continuele mele plângeri despre ce se întâmplă în mediul urban din Timișoara și mi-a zis, băi, dacă ești așa de deștept, scrie, pune în scris. Mi-a spus, uite, îți deschid eu un cont, să faci un blog. Și așa s-a născut această idee. De aici a pornit o avalanșă și acum, să spunem, cred că sunt 250 de astfel de postări. Toate se leagă de devenirea acestui oraș, direct sau indirect. Cred că este foarte important ca să rămâie un document al zilelor noastre despre ce s-a întâmplat în Timișoara în această perioadă. Pentru mine Timișoara este capitala Banatului. Ce m-a fascinat pe mine este că a fost un oraș care continuu a încercat să se modernizeze. După perioada sovietică din 45-49 până în 58, a fost o perioadă în care orașul a înghețat. Dar orașul a înghețat în multe perioade. Și de fiecare dată, și în anii 1800, a fost o perioadă de stagnare. Orașul a avut capacitatea de a se reinventa, dar nu oricum, ci de a se reinventa în manieră europeană.
Omul e mai important decât clădirea și comunitatea este mai importantă decât orașul. Deci ce înseamnă treaba asta? Că activitatea umană este mai importantă și trebuie să știi care sunt nevoile, care sunt nevoia estetică, de exemplu, ultima nevoie. Sunt nevoia de asociere, nevoia, începând cu cele fiziologice. Toate astea s-au dus după aia în strategia care am aplicat, sau am încercat să o aplic în Timișoara. Când am intrat în administrație, situația era dramatică. Zonele istorice erau părăsite, părăsite de vechii locuitori. Ei au emigrat majoritatea și spațiile comerciale au trecut la locuințe, fiindcă era nevoia de spațiu locativ foarte mare. În apartamente stăteau 3-4 familii, într-un apartament mai mare. Prima operațiune, dacă ne legăm de treaba asta, era de strategie de regenerare urbană. Ce se poate face? M-am născut într-un spital din Reșița. Părinții mei, tatăl meu lucra la Văliuc, construia barajul de la Văliuc. În 51, forțat, ne-am mutat la Reșița. În 57 ne-am întors în Timișoara. Mama cu tata au trebuit să se despartă din când în când, fiindcă tata a fost detașat în mai multe locuri și după aia familia s-a întregit. Bunicul meu are o poveste foarte interesantă. În primul război mondial a fost înrolat în armata austro-ungară. La Petrovaradin, la Novi Sad, a stat o noapte soldat și dimineața garnizoana s-a predat și a fost trimis în Siberia. Din Siberia, de vreo 4 ore, a încercat să ajungă acasă. A mers pe jos de fiecare dată. Între războaie a fost primar în comuna Ciuchici, județul Caraș-Severin. El a încercat să împartă dreptatea la fiecare familie din comunitate. După care a fost trimis în Bărăgan, avea 51 de pogoane și la 50 era chiabur. Dar avea o experiență uluitoare cu Siberia lui și în Bărăgan a organizat comunitatea de acolo. Tatăl meu a făcut zeci de adrese la București. Așa a donat toate salariile pentru războiul din Coreea ca să le libereze pe tatălui. Bunicul meu n-a vrut să plece. A primit scrisoare, dar a zis că el nu pleacă până nu strânge cucuruzul, că e a lui. Și a muncit pentru el. Și el a venit ultimul în sat în 54 sau 55. Banatul era esența filozofiei bunicilor și părinților mei. Visul familiei, a bunicilor, a străbunicilor, să vii acasă, să vii acasă, să vii acasă. Banatul era America Europei. Aici au emigrat foarte mulți, au fost obligați să vie de sărăcie foarte mulți europeni din tot felul de regiuni ale Europei și ei au fost obligați să trăiască împreună.
Fiecare etnie care a venit aici are o istorie uluitoare. Bulgarii, catolici care au trebuit să plece de acolo, să vie aici că era Imperiul Otoman, sârbii, ba erau, ba nu erau, maghiarii au venit și ei, germanii, noi spunem germani, dar erau din 10 feluri și au fost obligați să trăiască împreună. Asta era, din punctul meu de vedere, spiritul Banatului. Aici fiecare a știut că trebuie să se sprijine pe celălalt, indiferent de ce etnie este. Am venit cu o filozofie de regenerare prin activități a zonei istorice. Am spus așa, că cetatea trebuie să fie o zonă unde se bea vin, unde sunt, care e o anumită cultură, că zona fabrică este, trebuie să fie zona berii, unde se bea bere, o altă cultură, era legată de fabrica de bere. Și Iosefinu a produs un mare scandal, am zis că trebuie să fie zona roșie, că așa a și fost, era portul acolo, era gara și întotdeauna în jurul acestor stabilimente se formează altele. Cartierul Cetate a avut un destin cu totul special în dezvoltarea urbei noastre. Dacă luăm din 1900, s-au făcut primele planuri de demolare a zidurilor cetății. După 1918 s-au făcut câteva operațiuni majore, Catedrala Ortodoxă Mitropolitană. Un nou lăcaș, unde va răsuna glasul Domnului, a putut fi terminat de-abia acum, după 10 ani de la punerea pietrei fundamentale și după 5 ani de completă întrerupere. Târnosirea catedralei din Timișoara s-a făcut de înalt preasfinția sa mitropolitul Nicodim în prezența maestății sale regelui, a întregului guvern și a înaltelor fețe bisericești. După 1945, zona a ajuns în o cădere liberă. În 1964 a mai intervenit un moment important. Au fost revitalizate, restaurate zona bastionului și piața Unirii, care dintr-un spațiu mineral a devenit un fel de parc, un spațiu verde. În 1987 a debutat prin două operațiuni majore. În primul rând, 5 intervenții a unor colegi cu mici plombe. Botescu, Gai Voronski, Geta Trâmbițașul, eu și ni s-a cerut să ridicăm regimul de înălțime la partea 1900, să-i spunem. Tot atunci, într-un context mai amplu în atelierul de sistematizare, au fost întocmite studiile pentru revitalizarea zonei cetate. Proiectul din 87 a fost condus de domnul Stuza Șerban și a fost întocmit în cadrul IPROTIM-ului. În 98, sub administrația Ciuandu, primul lucru a fost să facem o analiză reală a situației din cartierul Cetate. Și atunci a apărut primul proiect mai mare, de avergură, prefacerea fațadelor de pe strada Vasile Alexandrii. Ce am încercat nou ca strategie a fost să aplicăm o intervenție în trepte. În cetate a fost cel mai simplu și am spus primul lucru, toate parterele se transformă în magazine, cafenele și așa mai departe. Și se fac terase în față. A fost o lovitură extraordinară. Duceam acest efort spre pietonizarea totală a spațiului din cetate. Primii ani de școală i-am făcut din clasa întâia la Loga. Așa era, Nicos Veloiani se chema. Aveam profesori străluciți, colegii mei de clasă erau câțiva geniali din clasa de matematică. Eram un băiat foarte liniștit, cu frământările mele, cu
dezbaterile cu prietenii mei, cu muzica care era atunci. Tatăl meu a învățat o anumită disciplină pe care a încercat să mă învețe și pe mine. Evident că am învățat-o și nu prea. Când am plinit 14 ani, mi-a cumpărat o bicicletă și mi-a dat-o și mi-a zis costă 1000 de lei, 800 sunt ai lui și eu trebuie să muncesc de 200 de lei. Aveam 14 ani și am zis, eu nu muncesc, ce prin vacanță. Și am zis, atunci nu-ți dau bicicleta, ori ești partener la treaba asta și până la urmă am gândit, domnule, e mai importantă bicicleta și am săpat șanțuri atunci pe un șantier. La 14 ani, cât puteam eu să sap, avea tot felul de metode în care să mă învețe ce înseamnă banul, cum trebuie să-l câștigi și mai ales cum trebuie să-l cheltui. Drumul meu spre arhitectură a fost datorat mamei mele. Ea era aplecată spre partea artistică și astea erau oarecum tensiunile dintre ei. Tatăl meu era foarte riguros în toate lucrurile. Eu am făcut matematică la liceu, matematică specială. Atunci ea a încercat să mă îndrepte spre arhitectură și așa am intrat la facultate. Trecând și partea de desen, care noi eram foarte bine pregătiți, ceilalți făcuse artă plastice, majoritatea. Da, am luat, să zicem, 10 la matematică și am intrat printre primii. Nu m-am integrat foarte ușor în facultate. Am stat în Gabrovet 6 ani. Lumea noastră era în jurul, aveam 3 lucruri. Facultatea, căminul și carul cu bere și între ele era clubul arhitecturii. Și de fapt acolo aia a fost o adevărată universitate. Clubul arhitecturii a fost născut în anii 68. Într-un moment foarte favorabil. Acolo era foarte aproape de cămin, era între cămin, cantină și facultate și acolo petreceam tot timpul. Foarte mulți dintre prietenii mei arhitecți care sunt la Paris, în San Francisco, i-am cunoscut acolo, la Clubul Arhitecturii. Și acolo era toată lumea bună din București adunat. Adică de la filozofi, uite, zilele astea a murit Doru Stănculescu, un uluitor cantautor care era cu Mircea Florian, cu Dorin Liviu Zaharie, cu Ciabi, cu Nicu Vladimir, cu cântau muzică indiană, erau... Deci ce se petrecuse la Ustoc, mișcarea de acolo era foarte tare la Clubul Arhitecturii. Decât să trăiești murind, mai bine să mor trăind. Mila de la străini e ca umbra de la spin. Se făcea filozofie, se făcea teatru. Dacă nu te expuneai în Clubul Arhitecturii, nu existai în București. Am început operațiunea de refacere a fațadelor, clădirea operei, acolo a fost mare scandal. Am avut două tabere, unii care susțineau că nu-i voie să se modifice nimica și unii care spuneau că trebuie totul demolat, să se aducă fațada operei la stadiul dinainte de intervenția lui Duile Marcu, care era intervenție pur românească și catedrala ortodoxă, care era simbolul românismului între războaie. Și acolo este spațiu în care sunt toate adunate. Deci acolo este
pentru mine e simbolul mixajului etniilor din Timișoara. Când am fost, să zicem, un an atunci, jumătate de an regizor la teatru, am umblat în sală. Corpurile laterale, de pe fațadele cele două laterale, în interior aveau ferestre originale. Ele au fost după aia zidite. Deci, lateralele de pe Mărăș și pe Alba Iulia le-am întors pe corpurile laterale și am pus ferestrele la locul lor. Încep această povestire despre destinul tatălui meu la uzinele metalurgice de la Bocșa. Avram, marele academician, era antreprenor. L-a luat pe tatăl meu de la facultate și l-a rugat să fie acolo. Tatăl meu era fericit, el vrea neapărat acasă. În 51, că a făcut combinatul siderurgic de la Reșița, ca inginer șef. În 57 a venit și a condus Institutul DSAPC, Direcția de Sistematizare a Regiunii Banat, să-i spunem așa. După aceea a fost la Galați, a condus tot ca inginer șef combinatul siderurgic de la Galați, construirea lui. După aceea a fost director la IPROTIM. Era un tip foarte, foarte activ și el nu producea nimic ca întâmplător, nu lua nicio decizie. El analiza cu luni înainte, cu ani înainte, toate variantele posibile. Gândiți-vă, a dus primul computer, s-a făcut în Timișoara, la Politehnică, dar în practică s-a montat la IPROTIM. Era un fel de atelier imens, de nu știu, 8x20-30 cu lămpi, era ceva uluitor și ei proiectau toate, simulau de fapt pe calculator acolo toate proiectele în anii 60 și ceva, la începutul anilor 60. Deci asta era marea calitate și al doilea lucru era, știa să aducă oamenii cei mai valoroși din punct de vedere profesional. Dar au fost și în pușcările din perioada aceea, i-a scos, i-a valorificat, le-a dat o anumită demnitate și i-a reintegrat. Nu conta altceva decât chestia profesională. Știa calitățile fiecăruia și știa să pui omul potrivit la locul potrivit. Asta era marea calitate. Așa am ajuns la Timișoara. M-am angajat, cred că în a treia zi după repartiție, la IPROTIM. Am venit la IPROTIM. Tatăl meu nu mai conducea IPROTIM-ul. Am căzut în cel mai prost moment al arhitecturii românești. În 75 au apărut legile cu densificările, blocurile de la 60 de metri distanță între ele s-au pus la 15 metri și așa mai departe. A început ghetoizarea și am nimerit în acea perioadă. Am făcut și eu un bloc atunci, Circumvalație Nicolț cu Gheorghe Lază. Era mobil, acum nu știu ce era la parter. Nu căutam echilibru, nu eram foarte fericit. Am proiectat o clădire super modernistă pe Demetriade, la antene, care încă mai în picioare. Acolo s-a dezvoltat molul din Timișoara. Cubistă, după toate regulile cubismului. La Lovil am făcut o piscină foarte interesantă. Am făcut niște terme romane, să spunem, în prima variantă. Erau foarte interesant cu circulația aerului, deci niște lucruri care erau foarte sofisticate. Cu profesorul Gionco am făcut structura. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Am prezentat o variantă la un congres de arhitectură în 80 și ceva. Clădirea de pe Eugen de Savoia Colț cu Ungureanu, lângă liceul franciscanilor, să spunem. Aia a fost o lucrare care mi-a plăcut foarte mult în Timișoara. Eram foarte la curent cu mișcarea postmodernistă și corpul de legătură, am făcut o extindere, am copiat mănăstirea franciscanilor.
Și mai era încă un lucru care pe mine m-a fascinat. Colțul era dezvelit, deci era transparent. Și acolo sunt niște terase și ultimul nivel la fel era tratat altfel. Mai rămâne și astăzi în picioare, nu mi-e deloc rușine, de fapt de niciuna din lucrările care le-am pomenit. După 90 am încercat cu soția mea să reorganizăm Iprotimul. N-am reușit și cred că în 91 ne-am făcut sau 90 ne-am făcut firmă. Silviu Rovițanu, lugojan, mare artist plastic, m-a rugat să vin, că primarul de acolo este țărăniș de-a lui, și să vin arhitect șef. Deci așa am ajuns la Lugo și mergeam o dată pe săptămână și odată m-am dus și mi-a zis secretarul, domnul Radoslav, urgent, vă rog, veniți. Mi-a deschis o ușă și acolo era domnul Drăgan, profesorul Drăgan, cu primarul, era foarte supărat și a zis la el, domnule, dacă nu veniți cu o soluție în 2 săptămâni, eu plec. Atunci ăștia au zis, dar știți, el e arhitectul nostru, e din Timișoara și domnul Drăgan a zis, ok, 2 săptămâni vin dacă poți să faci ceva. Și am făcut un proiect, Universitatea Europeană Constantin Drăgan, cu o machetă uluitoare. Peste 2 săptămâni a venit maestru și a zis, ok, fă proiectul de execuție. Fusesem la Ferrara și mi-a plăcut acolo că era o cetate, să spunem, cu un pod care se ridica, cu zidul de cetate și am zis, asta e cetatea universitară, sigur o să-i placă. Și în mijloc era o sală imensă de spectacole, un loc de coagulare, astea erau teoriile mele, de Christopher Alexander, de coagulare a vieții universitare. După aceea am adăugat în exterior niște amfiteate în aer liber, tot așa, care am văzut că acum sunt folosite. Oarecum au rămas în relații foarte amiabile cu domnul Drăgan. Mergeam la Lugo și el ne gătea zupă de găină întotdeauna și ne povestea tot felul de povești ale lui, cum s-a îmbogățit la versiunea lui. Și am rămas în relații foarte, foarte bune cu el. Ultima lucrare a fost sediul BRD-ului de la Michelangelo. A fost conceput ca un templu a banilor, de aia este așa ca un mauzoleu în spate. Are 24 de piramide care are un anumit sens metafizic, să-i spunem. Corpul înalt este despicat în două pe laterale cu niște elemente de sticlă și am zis că asta e lovitura de topor. Are un deal care în Timișoara, obsesiile mele erau tot timpul dealurile și am făcut un deal care traversează pe diagonală clădirea, dar a rămas intactă partea de jos, acel hol care este foarte asemănător cu holul de la Lugoj, deci tot un loc de adunare a oamenilor. S-au intervenit ulterior cu mici chestii, n-am fost întrebat. Nu mă interesează niciodată, deși foarte mulți colegi spun că tu ai dreptul definitiv asupra clădirii. Și eu am spus, după ce am predat-o, ne-am încheiat un contract, eu n-am contract pe veci. Și dacă vor să apeleze, să apeleze, dacă nu. Întotdeauna am apelat la arhitectură, am apelat la oameni care erau foarte buni profesioniști. Înainte de 89 am lucrat cu Patty Schoen la câteva lucrări, cu Dan Dăncilă la blocul de pe strada Ungureanu, Liviu Bojic la Universitatea de la Lugoj, la BRD, cu Ivănescu, designer uluitor. La primărie când eram, orice detaliu care privea orașul, vorbesc de detaliu, apelam la el și el știa, el simțea materialele. Pentru asta trebuie să te naști.
orașul trebuie împărțit nu în cartiere istorice, cum se încearcă și acum, ci în 30-40 de entități spațiale, care trebuie să fie bine delimitate, care să aibă, să zicem în mare, un kilometru pe un kilometru, fiindcă distanța de mers pe jos este 500 de metri. În interiorul acestor entități spațiale, pietonul este esența. Mobilitatea fizică a fost deja înlocuită cu navigabilitatea ideilor. Deci, la ora actuală, deplasările cu mașina trebuie să fie reduse. Există două tipuri de abordare. Abordarea pas cu pas sau abordarea brutală. Strategia care am făcut-o noi era pas cu pas. Adică, prima, am activat parterele, am activat terasele, am spus, nu este nevoie să se scoată automobilul direct, să se facă un pavaj în care să se puie morcovi. Treptat, treptat să se scoată trei străzi după aceea să se mai scoată. Deci ca să nu fie acea mutare, v-am spus gentrificare, mutarea brutală a populației de acolo. Eu nu sunt un cinez. Eu sunt un ce? O cifră statistică a populației. Gândul acesta mă mâhnește. Atunci când am venit din București, de la facultate, mi se părea că totul este mare libertate. Și am constatat că societatea românească după anii 72 s-a tot deteriorat, s-a deteriorat și lucrurile nu mai îmi conveneau deloc. Eram obsedat să depășesc acest gard de sârmă ghimpată care se tot strângea în jurul meu. La un moment dat mi s-a oferit să preiau o trupă de teatru de la o facultate, facultatea de arhitectură care se desfințase, chiar era pe desfințate, și ideea a venit de la textele lui Caragiale cu circulație mai restrânsă. Era surprinzător. În acea perioadă erau câteva nume de oameni celebri pe care nu aveai voie să-i ataci. Era Eminescu, Creangă, Caragiale. Și atunci am ales textele lui Caragiale tocmai ca să definim dorința noastră de, a spune, de libertate, să expunem aceste gânduri ale noastre fără să fim bruscați foarte tare. Ascultă-mă, maladețule! Spune drept, ai în geamanta vreo cutiuță cu bomboane destinate unui tiran? Da, sigur că n-am niciun exploziv la mine altul decât ura mea împăcată împotriva intolerabilă de acum organizațiunea actuală a societății! Întotdeauna am ales texte care să fie un șoc pentru spectator. De exemplu, era lapte, că Sisilica n-are lapte să dea la copii. În anii 80 nu exista lapte. După aceea ne paște o criză. Asta era o temă la Caragiale tot timpul. Ori noi eram într-o criză extraordinară. Trebuia să se nască pe vremea când tirania supruma popoarele. Când nu erau proclamate drepturile omului. Pe când lumea gemea cu grumaji striviți sub călcâiul despotismului. Desigur, declarația drepturilor omului n-ar fi întârziat atâta! Așa. Că guvernanții sunt niște o grupare de lepre, de ticăloși extraordinari. Și foloseam textele lui Caragiale despre cultură, ce-i cultură. Acolo era, zice, o ciradă de boi. Tu bei vin și eu beau bere, asta nu face nimic. Un simbol ești în picerie, exista o cenzură, dar cenzura era așa, începea la mediul centrului universitar, la nivelul centrului universitar Timișoara. Mi se cerea întotdeauna textele originale din Caragiale, să scriu din ce carte, ce pagine și așa mai departe. Și n-aveam mașină de scris, era îngrozitor, scriam de mână, vă dați seama, și scriam treaba asta și mergeam la un
personaj care era foarte liberal atunci ca gândire și îmi spunea, ok, zice, am totuși, uite, ăsta, poate textul ăsta, dar din 100 de texte, unul zicea, ăsta poate nu merge. Ăsta era primul nivel, la început. După aia, când am devenit un fel de pericol public, neoficial, atunci am trecut la altă fază a cenzurii, ni s-a cerut banda sonoră. De cât ia să ne gândim și la oamenii care muncesc o săptămână întreagă de dimineață până seara târziu. Le trebuie și lor o zi de odihnă. Și în final a apărut al treilea nivel în care s-a cerut înregistrările video, deși cu sonor, fiindcă se putea pe lângă cuvântul să faci un gest care să constituie un pericol pentru sistem. Un surdomut foarte interesant din Segedin a venit azi la redacția noastră. El a absolvit Institutul Imperial de Surdomut din Viena și vorbește de sfârșit limbile. Limbile! Germana! Franceza! Engleza! Română! Știam de la Bebe Costinaș când făceam film că atunci când se nu convenea cuiva filmulețul meu, se întrerupea curentul electric, absolut întâmplător. Și atunci am convenit ca să avem niște lămpașe tot timpul care intrau și în spectacol, dar care puteau fi folosite în caz de criză. Și nu contează într-un oraș din România, știu că primarul ne-a cerut să nu dăm spectacol, a primit probabil informații că nu e bine. Noi am spus că îl dăm, nu ne poate opri, avem invitație. Atunci, la jumătate din piesă, s-a întrerupt curentul electric. Eram, stăteam în spate și am zis, aprindeți lămpașele, că tot timpul avem aceleași. Și s-a dus spectacolul mai departe. Ce vom face, toate bune, ca să nu mai fie tiranie! Tiranie! Eu zic că nu e bine să poți să duci asta la dumneata. Dacă, Doamne ferește, nu izbutim să dăm pe cuza jos și te calcă poliția și găsește hârtia la dumneata, ce te faci? Și mă gândesc, cine ar fi aceia care au scornit de la o vreme că în țară e sărăcie, că s-a scumpit traiul, că suntem amenințați de o criză agricolă? Oficial am avut un singur conflict cu un personaj, se chema Paul Everac, care la un spectacol la Casa Scriitorilor din Timișoara a cerut să fiu arestat, închis, că bag joc de textele lui Caragiale, că le interpretez, le măsluiesc și așa mai departe. Și atunci știu că lucrurile ori luasele razna. Deci așa ceva nu m-am gândit așa și m-am ridicat și am zis, ba, pe dumneavoastră trebuie să vă aresteze, domnule Everac, că nu știți, sunteți un incult și nu știți textele lui Caragiale și m-am ridicat și am plecat. Constat cu regret că legea noastră penală prezintă o lacună. Că n-avem pedeapsa cu moartea! Au fost peste 60 de studenți. Și pentru ei a fost o universitate foarte mare. Au fost 6 serii. Erau unul și unul și unul și unul. Erau foarte mulți care s-au realizat în meseriile lor, fiindcă de fapt această experiență de a lucra în comun, de a dezvolta creativitatea, fiindcă asta era regula, nu. Eu nu le spuneam nimica, cum să fac. Asta știu și de la studenții mei că veneau la corectură, la diplomă și eu doar le puneam întrebări. Și ei spuneau, domnule, dar noi v-am cerut soluții. Și a zice, abia pe urmă, peste 10 ani am realizat că, de fapt, punând întrebarea, noi eram obligați să găsim răspunsul. Deci oameni care s-au creat acolo, s-au șlefuit și mai ales încă un lucru foarte important. După 90,
ei au rămas în relații de prietenie și au colaborat mai departe, indiferent în ce funcție erau. Au format o comunitate și asta este foarte, foarte important. Ca să fie toate bune și să nu mai fie tiranie! Prietenul meu, vecinul meu din tinerețe, George Ciuandu, tot dezbăteam situația și înainte, oarecum, și mai ales după. Și el mi-a zis prin 95 că dacă candidează primar, dacă reușește să vină arhitect, și a zis ok, nu e nicio problemă. Doar că eu trebuia să-mi termin doctoratul. Și a câștigat și în 28 decembrie am terminat lucrarea și în 6 ianuarie m-am dus la primărie. Tema de doctorat a fost foarte simplă și i-am ajutat foarte mult și acum. Având experiența studiului de teatru de caragiologie, în care am dat foarte multe spectacole în aer liber, în piețe, clandestin și așa mai departe, am fost fascinat de importanța spațiului public, mai ales că la noi nu exista. Și era Huizinga care a scris o carte foarte frumoasă despre spațiul public și după aia, toată această teorie am dus-o și în Timișoara, că fiecare comunitate trebuie să aibă un spațiu public de coagulare a energiei și așa mai departe. Mă bucură faptul că astăzi se reau rezultatele unei cercetări prezentate în 2009 la Bienala de Arhitectură din Rotterdam, unde împreună cu un colectiv de studenți am înfățișat o viziune holistică asupra rolului spațiului public dintr-o comunitate timișoreană. În perioada de arhitect șef a fost una din cele mai tulbure perioade. Și a trebuit să facem să lucrăm sub un foc continuu, ca pe front, în prima linie, și să facem și strategii viitoare. Chiar în primele două zile, am făcut un HCL în care am definit zonele centrale europene din orașul Timișoara, în care nu se mai putea opera să se schimbe aspectul, să zicem, central european. În primii ani am constatat, mai ales având experiențele pe care erau din străinătate, că noi nu avem o bază de date, care în lumea occidentală se cheamă GIS. În America era terminată în 90, în Europa era terminată, să zicem, în anii 95. Noi nu aveam nimic. Aveam planurile din 1700, aveam planurile sovietice, aerofotograme, aveam planurile din topografice din 40, aveam tot felul de legi și apăruseră, care erau legea de restituire. Deci erau foarte multe legi. Nu puteam să ne luăm decizii corecte și legale. Am început procesul de întocmire a GIS-ului și treptat am făcut o ridicare topo, asta înseamnă inclusiv proprietățile, și după aceea pe acest sistem trebuia să se integreze tot felul de alte informații. De exemplu, clădirile vechi istorice, rețeaua de apă canal, rețeaua de electrice, toate aceste informații trebuia să se supuie pe un suport real. Relația mea cu învățământul superior din Timișoara, respectiv cu cel de arhitectură, a fost rezultatul unor întâmplări care acum le consider favorabile. Aveam experiența de la studioul de teatru studențesc de a lucra cu niște tineri pe care întotdeauna am considerat colegi, de la care pot învăța, la care le pot transmite informațiile mele și la care putem face o echipă. Ceea ce am încercat de fiecare dată, fiindcă eram
foarte supărat pe sistemul, ca și acum pe sistemul de învățământ din România, care este un sistem de instrucție în care ți se spune ce trebuie să înveți și ce trebuie să spui. Ori pe mine m-a interesat și în acest proces de învățământ, cei 4-5 ani de zile, să gândească creativ și nu să fie un proces de instrucție. Ce înseamnă treaba asta? Fiecare student care a venit, i-am luat în anul întâi, a venit din medii culturale diferite. Unii erau din familie de muncitori, unii erau de la țară, unii erau din mega intelectual, unii erau din mediul artistic, unul din mediul... Ori, ce era important? Ca să creezi o colectivitate, fiindcă creativitatea ți-o dezvolți individual, dar într-o colectivitate. Și noi am format o colectivitate în care am făcut tot felul de experimente. Din cele 20 sau 30 de experimente educaționale, așa le-am numit, primul contact care l-am avut a fost, l-am denumit un experiment care se chema Lemnul, în care am fost cu studenții din anul întâi la Muzeul Satului din Timișoara, unde niște prieteni de-al mei mi-au spus că există o biserică veche de lemn care zace de câțiva ani și este pe cale de putrezire. Și atunci am conceput o experiență de aproape 10 zile în care am lucrat cu studenții și cu câțiva meserioși de acolo cum să cioplească lemnul, deci fizic, muncă fizică, cum să ridice grinzile, cum să ridice o poartă de trecere, ceea ce era foarte semnificativă. Deci ăsta a fost un experiment în care ce era foarte important să înțeleagă că nu desenul este singurul lucru, ci munca fizică. Un alt exercițiu foarte important la care țin mult a fost cubul. Deci a fost într-un cub să-l poată desface în elemente și înăuntru să fie un spațiu parcurs cu anumite stări pe care le poate degaja, dinamice, statice, de lumină și așa mai departe, care avea un dublu scop. Erau machetele făcute, ceea ce însemna o anumită dexteritate pe care trebuie să o învețe. Și am trecut la experimentul care a fost cel mai important pentru mine, la creșterea organică, în care fiecare student avea obligația să joace trei roluri, să fie proiectant, să fie dezvoltator și să lucreze în administrație, să aplice reguli, concomitent. Și fiecare juca rolul celuilalt la un moment dat. O prima etapă era să facă machete de studiu, să-i spunem, și am eliberat un spațiu imens, tot atelierul de planșete și așa mai departe. Am desenat pe pardosea niște râuri. A fost pentru prima oară când am dezglopat această idee, care acum este foarte la modă, culoarele ecologice verzi-albastre. Era o preocupare, fiindcă știam că va veni fenomenul de sprawl. Trebuia să vedem dacă nu se poate face și altceva, să-i educ pe acești oameni. Deci după ce au făcut machetele de studiu, care erau dezbătute de întreg colectivul, cu schițe și așa mai departe, după era dezbătut de către cei care jucau pe oamenii de afaceri dacă există bani sau nu există bani pentru așa ceva și după aia de cei din administrație care spunea că se încalcă, de exemplu, culoarul ecologic, că au pus peste râu, au acoperit râu. Și după aceea au venit proiectele desenate de arhitectură a fiecărei clădiri și cu machetele în care fiecare venea și punea macheta lângă macheta celuilalt. Și am încercat să vedem ce înseamnă o dezvoltare organică. Experimentul a fost
șocant și pentru mine și pentru ei, cred că unii mai sunt și marcați, au avut mare succes, dar nu asta era important. Important a fost că într-o primăvară ne-am dus în Piața Unirii, într-o clădire, într-o curte și am făcut contactul cu publicul. Asta era ca să înțeleagă că, de fapt, ei poate să se creadă deștepți, dar dacă publicul nu absorbe această idee, este tot în zadar. Cine să înregistreze imaginea ta, tocmai a ta? Cine să spună, el a trăit? Cui pasă? Vise visate în vise, visate în vise, visate în vise, visate în vise. Și ultimul lucru care cred că trebuie să menționez din suita de exerciții a fost un spectacol în, iarăși cu publicul, un spectacol în Piața Operei la Fântână, cu un spectacol pe un text al lui Cărtărescu, Levantul. În care i-am obligat iarăși să înțeleagă ce înseamnă o lecție pe care am învățat-o în teatru, care spune că, de fapt, tu trebuie să știi să, ce face actorul care spune replica înainte și ce face actorul care spune replica după tine. Așa este și în această meserie. Dacă crezi că ești pe scenă și spui doar poezia ta, nu are nicio valoare. Tu trebuie să știi ce a făcut cel dinainte și ce lași după tine, ca celălalt să se poată să se lege. A fost un experiment extraordinar. Ce înseamnă treaba asta? Că, de fapt, după această pregătire la facultate, și asta mi se pare foarte important, nu toată lumea va lucra sau trebuie să lucreze arhitectură. Dar trebuie să fie pregătit, mai ales acum, pentru cel puțin 100 de meserii. Alt happening foarte interesant în anul întâi a fost... S-a chemat zidul, care părea un exercițiu inutil, așa l-am și denumit, și care am, la sugestia unor colegi mai tineri, deci din anul întâi, au decis ca să zugrăvească fiecare cărămidă, să o vopsească. Zidul ăsta îl vopsim în așa fel încât să arate după ce îl vopsim exact cum era înainte de a-l vopsi. Tragem așa peste el o peliculă de vopsea care e exact de culorile lui. Și chestia asta ține mult și e o treabă total imbecilă la prima vedere și tocmai asta e fainul. Ție ce satisfacție ți aduce treaba pe care o faci acum? E satisfacția că îl sprijin moral și în al doilea rând că am ce face până la ora 4 când am ore. Ești student? Da. La ce? La arhitectură. Vis-a-vis de casa unde locuiesc, eu scrie un citat din Pink Floyd, care este zidul, a fost prea înalt, tot era un vis, parcă așa ceva, nu? O să participați și dumneavoastră la această... Bineînțeles. Este un exercițiu tipic chinezesc, care la prima vedere n-are niciun sens. Dar de fapt te învață să ai răbdare și să ai sentimentul că ceea ce faci pui o cărămidă, acolo erau, cred că, 10.000 de cărămizi pe care le-au vopsit și că ele, pe ansamblu, fac ceva. După experiența de la primărie, am revenit în facultate și primul lucru, am fost și director de departament, dar am făcut Centrul de Cercetare pentru Planificare Urbană. Și aici am avut câteva proiecte care merită contracte, deci și finanțate și... Și am făcut zona metropolitană Cluj, planul de amenajare al teritoriului zonal interorășenesc Deva, Hunedoara, Simera. Și am făcut un concept ca aceste trei orașe să funcționeze ca un întreg. Se lucrează și după el. Și după aia am început studii de fundamentare, de densificare, care abia acum au trecut 15 ani
De atunci, abia acum se conștientizează cât de important erau aceste studii care au fost aruncate la gunoi, deși erau contract cu primăria din Timișoara. Un alt proiect care revine în actualitate, denumit de noi în 2012 Tram-T în Timișoara, TTT, va fi esențial pentru conectivitatea locuitorilor din euroregiunea noastră și din zona metropolitană cu centrul orașului printr-un transport public. Asta va contribui, sperăm noi, la reducerea utilizării automobilului. Și încă unul în care am împărțit orașul în unități, în comunități care trebuia să aibă școală, trebuia să aibă spațiu comercial, trebuia să aibă parcuri, culoare ecologice verde-albastre și așa mai departe. Maghiarii, de exemplu, au făcut centrul cultural al lui Imre Makoveț. O operațiune foarte complicată, dar a fost impecabil. Și ei au înțeles că este un obiect de cult, dar este un obiect cultural. Este un centru cultural. Era un amplasament hotărât mai dinainte. Marele arhitect Makoveț nu prea vrea. Și atunci au venit la mine comunitatea maghiară că să-i ajut și am zis să facem pe locul ăla. A fost un scandal imens. Am avut o discuție cu Makoveț și am zis, domne, e un cartier istoric, are acces la Begă, este lucru esențial. Și am avut o convorbire cu Makoveț, Makoveț a zis, imediat ăsta e locul. A venit, a văzut, facem. A fost un gest cultural uluitor. Bate tot în Timișoara, tot zgârie norii ce s-au făcut. În 2015, în prima zi de pensie mi-am dat demisia din învățământ și am trecut cu toate forțele la Registrul Urbaniștilor și acolo am făcut, din punctul meu de vedere, lucruri foarte importante, făcând parte din foarte multe comisii și la Arad, la Hunedoara, și la Deva, și la Timișoara, și la județ, și așa mai departe. Eram stupefiat de erorile care le fac proiectanții și atunci am zis, hai să facem cursuri în fiecare județ cu toți proiectanții. Am iritat pe foarte multă lume cu treaba asta, dar am dat o mulțime de premii, diplome de excelență. Tot timpul am încercat, prin activitatea noastră, și corect că nu e activitatea mea, am condus, am făcut parte din echipe și așa mai departe, era de a face Timișoara un oraș modern. Timișoara are un potențial în Europa Centrală uluitor, fiindcă între București și Budapesta trebuie să fie un oraș mare. Și asta e Timișoara. Este pe două axe, foarte puține orașe din lume au asta. Asta e marele avantaj. Se tot încearcă să se spui că e oraș baroc. Și modernist este și în perioada interbelică. Sunt orașe, eu știu, Danzig, Caiș, Hanseatic, dar ele sunt plictisitoare. Timișoara nu e plictisitoare deloc. Timișoara este orașul de departe cel mai cu viitor din România. De departe.
Mă tot gândesc la vârsta asta dacă este corect să îngrijesc floarea din grădină sau să mă ocup de lucruri mari. Toți suntem trecători și dacă, am mai spus-o de multe ori, dacă n-ai conștiința că ai o istorie și dacă nu lași un viitor, atunci trăiești în zadar. Deci tot timpul trebuie să ai senzația și sentimentul că ești încă o dată un fulg. Fiindcă, de fapt, ceea ce am spus la început, omul e mai important decât clădirea și comunitatea mai important decât orașul. Vă mulțumesc din suflet. Băi, 11:30, pot să mă duc acasă.